Cumva, comunitățile evului mediu au înțeles că biserica, o construcție de zid, ar putea să le asigure, la nevoie, protecție. Evident, lăcașurile de cult nu au fost ridicate cu scopul de a fi folosite în cazul în care comunitatea s-ar afla în primejdie. Însă, evenimentele petrecute la mijlocul anilor 1200 aveau să transforme intenția inițială. Experiența marii invazii mongole de la mijlocul secolului al XIII-lea a determinat primele măsuri de fortificare. S-au dat o serie de privilegii pentru cei care își fortificau așezarea. Evident că efortul era unul financiar important, motiv pentru care nu își putea permite chiar oricine. În evul mediu nu oricine avea voie să-și construiască o fortificație, pentru că asta însemna putere, însemna opoziție, apărare față de o putere, iar puterea era unică a regelui. Deci cine avea voie să-și facă fortificație erau doar oameni liberi, oameni cu putere, oameni aliați cu regele. Și asta începe în anul de grație 1224, când populația aceasta germană primește un statut aproape unic în Europa. În vremea lui Andrei al II-lea, sașii transilvăneni devin privilegiați, devin aliații ai regelui și ca atare au voie, au dreptul să-și construiască fortificații și, bineînțeles, cel mai simplu este să fortifici ceva în jurul ceva, a unui nucleu care deja există. Cum biserica deja în 1224, în majoritatea cazurilor, era definitivată, era din materiale solide, din piatră. E mai simplu ca în jurul ei să mai construiești niște turnuri, o centură de zid și ai o fortificație în care poți să te retragi la caz de nevoie. Istoricii sunt de părere că, într-o primă fază, bisericile au fost ctitorite de elitele primilor coloniști germani. Apoi, având ca fundament privilegiile obținute, comunitățile săsești au avut suficientă forță pentru a susține construirea unei biserici. Nu exista neapărat un îndrumare, adică nu exista un manual pe care comunitatea să-l ia și să-l aplice, ci existau, dacă vreți, bresle de constructori care se mutau dintr-un loc în altul. În evul mediu, breslele erau, de fapt, asociațiile profesionale ce au reprezentat un factor de progres și un motor economic. Breslele au apărut destul de repede. Noi avem ca atestare documentară anul 1376, dar ele cu siguranță existau, pentru că anul 1376 menționează deja în Sibiu existența 19 bresle, ceea ce este enorm. De ce? Pentru că dacă ne gândim la Nürnberg, ca să comparăm Sibiu cu Nürnberg, Nürnbergul la data respectivă era un oraș mult mai dezvoltat și mult mai vechi decât Sibiu. Avea, să nu zic un număr, dar oricum erau mai puține, în jur de 12, cred că existau în Nürnberg. Asta de ce? Pentru că Sibiu se bucura de foarte multe drepturi, da, privilegii. Asemenea Sibiului, în Transilvania se dezvoltaseră și alte centre importante în cei aproximativ 200 de ani în care s-au închegat comunitățile de sași. Cert este că, în acest răstimp, peisajul regiunii începuse să se schimbe definitiv prin construirea și mai apoi fortificarea bisericilor. Ele nu au avut numai un rol religios sau un rol de apărare strict locală, ci făceau parte dintr-un întreg sistem. A fost încurajată această idee a fortificării, pentru că una este să te deplasezi într-un teritoriu în care știi, Sibiu e fortificat, trebuie să ajung acolo cu cereș și am terminat. Și alta este să te deplasezi într-un teritoriu în care fiecare comunitate are o mică fortificație.